grupul de la Văideni, grupul de tineri Ebenezer, grupul Harul, grupul Betel, grupul de la Petroșani, grupul de la Hunedoara și grupul de la Răgăștie și vreau din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze pe unul fiecare în parte. Amen. Ne dorim să vestim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și vreau să invit în față grupul de copii să se mobilizeze și să laude pe Dumnezeu cu trei colinde. Amin. Thank you.
slavă îi dai să vină în față. Dă-le putere, Tată. Amin. Doamne, să ne cuvântăm. Nu mă lăsa pe voi. Vino la, 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 v
Prima cântare pe care au cântat-o tinerii de la Playday. Căci un copil ni s-a născut, dar nouă ni s-a dat un fiu de Dumnezeu. Și indiferent ce nume pun oamenii, Sfânta Scriptură ne spune cum îl vor numi. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și, în ultimul rând, Domn al păcii. Amin.
32 ne spune în felul următor. El, adică Iisus, va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Preamărit să fie Domnul. În clipele următoare rog grupul de la Hunedoara să vină în față și să laude pe Dumnezeu. Amin. Oh,
să văd bucurie, de la copiii care sunt aici jos și până la balcon, fetele tuturor radiază de bucurie. În clipele următoare, rog grupul Haru să se pregătească să laude pe Domnul. Și în Luca, capitolul 2, cu versetul 7, ni se spune: și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Cât de smerit! Dar astăzi, în inima mea și în inima ta, este un loc în care îl poți primi pe Iisus. Amin. Iisus s-a născut. Slăviți să fie numele Domnului. O să cântăm o cântare specifică așa de sărbători, care spune: noapte de Crăciun, prea sfințită ești. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Avem Domnitea, care se cunoaște cântare, care cunoaște, să cântăm împreună spre slava celui care s-a născut, a murit și a înviat. Potopească gloria! Cu viața ta, cu credință și
Lord, is it there?
Thank you.
Iată cum s-a lăudat numele Domnului, cu acordionul, cu chitara, mici, mari, tineri. Dar ce frumos a fost, oarecum ne-am putea imagina, când spune cuvântul lui Dumnezeu și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dar va veni o zi când cu toții vom lăuda împreună în cer și vom cânta o cântare nouă, preamărit să fie numele Lui. Rog acum grupul de la Petroșan să se grupeze, să vină în față și să lăudăm pe Domnul. Amin. Pe la casă, pe tezor.
Thank you.
Domnul să vă binecuvânteze. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Tuturora și cred că mai ales copiilor ne plac darurile. Dar cel mai important și cel mai minunat dar pe care omenirea întreagă l-a putut primi a fost Iisus Hristos. Lord. Și pentru asta îi mulțumim. Amin. Cred că nu a fost nicio supărare pentru frații mei din grupul Betel. Era frumos ca programul din seara aceasta să fie început de cei mici, nerăbdători, să cuprindă toți oaspeții noștri, iar apoi, la final, să fie încheiat tot de un grup din Biserica Betel. De aceea rog în față frații din grupul Betel să laude pe Domnul. Amin.
aceasta să ne bucurăm de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Aleluia. Și vrem ca cu toată biserica, colindul acesta minunat, haideți să ne ridicăm toată biserica în picioare și să cântăm cântarea aceasta: Domnul meu, eu vin și-ți aduc în dar a mea viață și ființă, este tot ce am. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Hai cu toată biserica să știm colindul acesta. Glorie Domnului Iisus. Faceți o fotografie, că după aceea voi mergeți în sala de mesă și sunteți acolo. Haideți!